Am să fiu scurt și am să încep prin a mulțumi membrilor, invitaților, parlamentarilor arădeni, precum și primarilor din județ care sunt astăzi alături de noi la această conferință, pentru răbdarea și pentru prezența lor și atenția cu care ne urmăriți. Am să fiu sincer, am să fiu foarte scurt și nu am să vă rețin prea mult atenția, deoarece consider că fiecare dintre dumneavoastră deja aveți conturat, aveți creonat în gândul dumneavoastră, în memoria dumneavoastră, portretul viitorului președinte, sau mai bine spus, acelui candidat căruia dumneavoastră o să-i acordați votul. Așa cum spuneam, să fiu scurt și cu permisiunea dumneavoastră, am să prezint câteva idei, câteva aturi care m-au recomandat și care totodată m-au determinat să candidez pentru această funcție de președinte al organizației municipale. Aș începe prin activitatea politică și vreau să vă spun că în cei 11 ani de activitate politică în cadrul PSD-ului, și aici am să insist un pic numai în cadrul Partidului Social Democrat, am avut sau am deținut nenumărate funcții și aș începe cu cea de membru, bineînțeles, secretar de organizație, președintele organizației locale din Ineu, șef cabinet parlamentar, președintele organizației municipale de tineret din Arad, vicepreședinte în cadrul organizației județene, vicepreședinte în cadrul organizației municipale de seniori și membru în Consiliul Național al Tineretului Social Democrat. Toate aceste funcții, tot acest interval de timp de 11 ani, nu au făcut altceva decât să mă învețe ceea ce înseamnă viața politică, ceea ce înseamnă activitatea politică și totodată m-au făcut să cunosc adevăratele probleme cu care se confruntă organizația PSD. Eu consider personal că doar cunoscând aceste probleme în profunzimea lor, putem căuta și găsi soluții pentru rezolvarea acestora. Pe cealaltă parte, din punct de vedere profesional, vreau să vă spun că pentru o perioadă de timp am fost director adjunct al unei instituții publice din Arad, moment în care am realizat ceea ce înseamnă să ai lângă tine o echipă, o echipă formată din oameni profesioniști, oameni de caracter și rezultatele, bineînțeles, nu au întârziat să apară. Același lucru îl doresc și pentru organizația municipală a PSD Arad, crearea unei echipe puternice, crearea unei echipe dinamice, un suflu nou, de care sunt convins că avem nevoie, o echipă formată din adevărați profesioniști, oameni politici, adevărați PSD-iști, care, zic eu, și sper să se realizeze ca într-un viitor scurt să se transforme într-un adversar redutabil pentru celelalte partide existente deja pe scena politică din județul nostru. Pentru primul pas care ar trebui să-l facem, ar trebui să extindem porțile partidului, ar trebui să primim noi membri de partid, începând de la tineret și continuând cu toate categoriile sociale, fiindcă în opinia mea și în credința mea, doar luând contact direct cu oamenii, putem cunoaște adevăratele probleme cu care se confruntă electoratul Arad. Și aici, cu permisiunea dumneavoastră, aș face o mică paranteză. În perioada cât am fost director al unei instituții publice, am luat contact cu pensionarii, am înțeles ceea ce înseamnă viața pensionarilor, ceea ce înseamnă ofurile pensionarilor și cât de greu le este. A trebuit să asigurăm un viitor mai bun pentru ei, pentru bunicii noștri și nu numai în același timp, ci și pentru copiii noștri. Este adevărat că Aradul are doar 2 consilieri municipali. Zic că este puțin pentru un partid atât de mare ca PSD-ul, însă va trebui să exploatăm la maxim. Va trebui să fim în mijlocul oamenilor, va trebui să întreținem relațiile cu președinții de organizații, să fim lângă ei, să fim lângă membrii de partid, să fim în mijlocul oamenilor, nu doar din 4 în 4 ani, când sunt alegeri, când este o conferință sau o ședință, ci dimpotrivă, să fim alături de ei, să le cunoaștem problemele, să le și rezolvăm, să le promovăm proiectele pe care le au, să ne implicăm în viața municipiului. Ca și orice alt partid politic, consider că și Partidul Social Democrat are nevoie de un plan, are nevoie de o strategie politică pentru a putea fi, bineînțeles, o alternativă viabilă la actuala guvernare. Vreau să vă spun un lucru, că
Strategia politică nu este făcută de către un singur om. Ea este făcută de către o echipă, iar echipa sunteți dumneavoastră, sunteți cei prezenți astăzi aici, care ați venit să dați un vot în plus, un vot de bine Partidului Social Democrat. Am să închei, fiindcă am promis că sunt scurt și nu vreau să fiu plictisitor, însă vreau să vă transmit un mesaj de echilibru, un mesaj de stabilitate, un mesaj de comunicare, de unitate și nu în ultimul rând de decență politică. Avem nevoie de decență politică, putem schimba acest partid în bine, vom lua act de tot ce se întâmplă în Arad atunci când va fi nevoie și ne vom promova ideile, ne vom promova proiectele pe care le avem, având în spatele nostru argumente solide. Și am să închei cu o rugăminte pe care au mai spus-o și alți colegi de-ai mei. În momentul când veți intra în cabina de vot, aș dori să vă debarasați de tot ceea ce înseamnă obligație, să votați acel candidat care dumneavoastră sunteți convinși că va realiza ceva pentru organizația municipală, candidatul în care dumneavoastră, ca individ, ca om, vă regăsiți. Nu în ultimul rând, aș dori și nu pot să închei fără să transmit succes nu candidaților sau contra candidaților mei, ci colegilor mei, ci să câștige cel mai bun. Vă mulțumesc! Asta e sigur. 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 Asta e sigur.